Toate angajatele unei croitorii au râs când o tânără a venit să se angajeze. Multe își dădeau coate și își spuneau: "Pun pariu că nu va rezista nici măcar o zi." O altă muncitoare a spus râzând: "Eu pun pariu că nu va rezista nici măcar o oră." Însă ce a urmat apoi le-a uimit pe toate. Într-o dimineață, o tânără a intrat într-o croitorie mare de la marginea orașului. Purta haine modeste, dar curate, și părea să fie timidă și nesigură pe ea. Muncitoarele care erau deja la lucru și-au ridicat privirile și au început să șușotească între ele. "Uită-te la ea," a spus Mariana, "una dintre cele mai vechi angajate. Pun pariu că nu va rezista nici măcar o zi." "Ba chiar cred că nu va rezista nici măcar o oră," a adăugat Ioana râzând cu dispreț. Tânăra, care se numea Ana, a fost condusă de către șefa de echipă, doamna Radu, la biroul managerului. După o scurtă discuție, Ana a fost angajată pe loc și trimisă să lucreze la mașina de cusut. Privirile suspicioase și glumele răutăcioase nu au descurajat-o. Ana știa că trebuie să muncească din greu pentru a-și câștiga respectul și locul în acea croitorie. Începutul nu a fost ușor. Mașinile de cusut erau vechi și greoaie, iar ritmul de lucru era rapid. Dar Ana era hotărâtă să demonstreze că poate face față. În prima zi a cusut neîntrerupt, cu atenție și dedicare. Muncitoarele o priveau cu neîncredere, așteptând momentul în care va ceda. Dar Ana nu a cedat. În câteva zile a demonstrat nu doar că poate ține pasul cu celelalte, dar că are și o îndemânare deosebită. În pauzele de masă, când celelalte femei se adunau pentru a discuta și a râde, Ana se așeza deoparte mâncându-și prânzul simplu și gândindu-se la următoarele sarcini. Curând, doamna Radu a început să observe munca Anei și să-i aprecieze eforturile. "Fata asta are talent," a spus ea într-o zi către manager. "Cred că ar trebui să-i dăm mai multe responsabilități." Managerul a fost de acord și în scurt timp Ana a început să primească sarcini mai complexe. Fiecare provocare a fost întâmpinată cu aceeași dedicare și pasiune. Fiecare cusătură era perfectă. Fiecare detaliu era meticulos realizat. După doar o lună, Ana a fost numită șefă de secție. Muncitoarele care râseseră de ea la început priveau acum cu uimire și respect. Ana nu doar că a rezistat, dar a și excelat în tot ceea ce făcea. A dovedit că experiența, puterea și determinarea pot învinge orice. Mariana și Ioana, care fusese printre cele mai critice, au venit într-o zi la Ana. "Ne pare rău pentru cum te-am tratat la început," a spus Mariana privind rușinată în pământ. "Nu ne-am dat seama cât de talentată ești." Ana a zâmbit cald și a spus: "Nu e nevoie de scuze. Important este să ne susținem reciproc și să muncim împreună pentru a face lucruri bune." În scurt timp, Ana a reușit să transforme atmosfera din croitorie. Muncitoarele au început să lucreze împreună cu mai multă armonie și eficiență. Sub conducerea Anei, productivitatea a crescut și comenzile au început să se înmulțească. Ana venea dintr-o familie săracă și știa ce înseamnă munca grea și sacrificiile. Cu toate acestea, nu și-a pierdut niciodată speranța și încrederea în sine. Sinceritatea și dedicarea ei au inspirat pe toți cei din jurul ei. Într-o zi, doamna Radu a chemat-o pe Ana în birou. "Ana, am primit o scrisoare de la un client important. El este foarte mulțumit de calitatea produselor noastre și ne-a oferit un contract mare. Este meritul tău și al echipei tale." Ana a fost copleșită de emoție. "Vă mulțumesc, doamnă Radu. Este o realizare comună. Toți au muncit din greu." "Știu, dar fără tine nu am fi ajuns aici. Ești un lider adevărat." Anii au trecut, iar Ana a continuat să conducă cu aceeași pasiune și integritate. Croitoria a devenit una dintre cele mai respectate din oraș, cunoscută pentru calitatea și perfecțiunea produselor sale. Ana a demonstrat că, indiferent de obstacole, munca grea și determinarea pot transforma orice vis în realitate. Toate angajatele care râseseră de ea la început au ajuns să o respecte și să o admire.
Ana le-a învățat o lecție valoroasă despre puterea voinței și a perseverenței. A devenit nu doar o colegă, ci și o prietenă și o inspirație pentru toate. Aceasta este povestea Anei, o tânără săracă, dar puternică și muncitoare, care a reușit să schimbe nu doar percepțiile celor din jur, ci și destinul unei croitorii întregi. A demonstrat că adevărata valoare a unui om nu stă în aparențe, ci în puterea și în voința sa. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povestioare, lasă o inimă și urmărește-ne și de acum înainte.